Marea surpriză a delegației dâmbovițene a fost tânărul Daniel Cordoneanu, care a câștigat două medalii, respectiv una de aur la Cumită și una de argint la Cata. Tot două medalii au obținut și Andreea Constantin, respectiv titlul național la Cumită și locul 3 la Cata. Tot la Reșița au mai urcat pe podium Petrișor Ilou, locul 3 la Cata, Cătălin Dușmănescu, locul 3 la Cata, Ștefan Bârlan, locul 1 la Cata și locul 3 la Cumită, Octavian Grigoraș, locul 2 la Cumită și Albert Călugărescu, al doilea tot în proba de Cumită. Domnule Dumitru, campionatul național de karate interstilul, campionat național școlar de karate, v-a adus din nou motive de satisfacție. Sportivii pe care îi pregătiți la Alex Târgoviște au reușit să obțină un număr impresionant de medalii. Mulțumit așa de randamentul elevilor dumneavoastră? Da, pentru că sunt mici. Campionatul școlar național implică toți copiii, mai bine zis elevii din școli, cluburi școlare, palatele copiilor și cluburi private asociate care lucrează cu copii cu vârstă între 6 ani și 18 ani. La acest campionat la Reșița au fost în concurs 417 copii. Noi de la Târgoviște, Alex Târgoviște, am luat 10 medalii, dintre care 3 locul 1, 3 locul 2 și 4 locul 3. Și sunt mulțumit că sunt copii, și chiar sunt mulțumit. E un bilanț mai mult decât favorabil. Bănuiesc că așa, per total, clubul Alex Târgoviște ocupă un loc fruntaș în clasamentul cluburilor care au participat la aceste naționale școlare. Da, sunt, cred că sunt între primii 5-6. Sunt și alții mai copii talentați, fiecare au, în special cluburile școlare care au buget, au, știu, palatele copiilor, dar eu sunt mulțumit. La Casa Tineretului, la Fundația Județeană, astea sunt. Ce este important, și invit toate cluburile din Târgoviște, indiferent de federație și așa mai departe, de curent, de școală, pe 19 facem Cupa României Șorin Riu la Târgoviște, la Constantin Cantacuzino, micro 11. Mulțumim Consiliul Județean pentru implicare și a primăriei de data asta, al doilea an, pentru organizare de sprijin financiar.